Hei, prieteni, ce spuneți despre violeta? Cu toți am auzit despre violetele de parma sau violeta africană. Este o plantă erbacee perenă anuală originală din Africa, iar în anul 1892 a fost introdusă în Europa. Violetele sunt plante flori ornamentale decorative de ghiveci, nu au parfum. Există mii de specii de violete care ne îmbie prin nuanțele lor viu călora de la mov, alb, roz, violet, chiar albastru. Ce trebuie să mai știm despre violete? Ele iubesc lumina, soarele, căldura, dar și umiditatea. Trebuie să aveți foarte mare grijă când udați această floare plantă minunată, deoarece udarea se face din 3 în 3 zile și la ce trebuie să aveți voi grijă este să nu-i atingeți frunzele cu apă, deoarece se pot păta îngălbeni, chiar usca. Violetele înfloresc pe parcursul întregului an, dar cea mai importantă inflorescență o au în perioada a lunilor mai octombrie. Ele au o perioadă de câteva luni pe an în care nu înfloresc. Ce simbolizează violetele? Haideți să vedem. Și cu ele putem oferi? Violetele simbolizează delicatețea, feminitatea, frumusețea, dar mai simbolizează și norocul, prosperitatea, bunăstarea. Unde oare? La noi în casă, în propriile noastre locuințe. Se spune despre violete că sunt flori norocoase, aducătoare de bunăstare și prosperitate. În lunguițele noastre sunt un cadou ideale. Puteți oferi persoanelor dragi și importante din viața voastră. În momentul în care vreți să faceți un cadou, cu siguranță nu veți da greș oferind în dar o violetă în ghiveci. O zi minunată și colorată să aveți, precum sunt violetele.